Bine v-am găsit, dragilor, la o nouă ediție de Sport Arena la zi. Astăzi, din cadrul clubului CS Dinamo București, la Poveste de Campion, secția rugby alături de noi, împreună cu antrenorul Sosana Nesi și un membru al echipei, Johannes Van Harden, alături de noi și de mine și de Ionel în platou. Ionel, astăzi pasăm mingea de la unul la celălalt. Suntem pe trei sferturi, Alice, și cred că suntem bine situați, dar iată ce companie aici. Așa în este. Centru. Mingea o să ajungă cu ușurință la noi și ne vom descurca, fără doar și poate. Bine ați venit, dragilor! Welcome to our show! O să avem un pas ceva mai lung astăzi, pentru că, după cum bine știți, trebuie să facem o tranziție între bilingvă astăzi, nu-i așa? Și, Johan, tu o să ne ajuți cu traducerea, astfel încât cei de acasă să înțeleagă toate întrebările și toate răspunsurile. Dar, Alisa, și începe eu, dacă îmi dai voie, spuneai puțin mai devreme că Iohannis o să ne ajute. Atenție, dragi telespectatori, atenție, Alice, pe invitatul nostru îl cheamă, să nu vă speriați, și Petruș. Da. Spune-ne ceva de acest nume. Am niște numele românesc și părinții mei și când am luat cetățenie, oamenii m-au întrebat, tu chiar nu ai legătură cu România? Și am zis că nu, dar așa mă cheamă. Deci a fost doar o strictă, a fost doar o coincidență. Da, da, da. Am numele din biblică și, bineînțeles, și cred că România e aceeași chestie. Da, așa m-am chemat, nu știu. A fost o coincidență plăcută, dar o să începem puțin în a vorbi și despre povestea voastră, despre felul în care ați ajuns în România și, bineînțeles, sacrificiile și pașii mai anevoioși, mai puțin anevoioși, care au fost făcuți până aici. Și o să facem un schimb pe rând, each one at a time, și o să vedem cum să facem mai bine. Așa că, Iohannes, o să încep cu tine și o să vreau să te întreb, de ce rugby? Când ai ales această disciplină sportivă? La noi, în Africa de Sud, rugby începem de la o mică pasiune de când ești mic. Practic, noi crescut rugbiști. Asta e sport național la noi și toată lumea dorește să joacă rugby. Am fost și bun în alte sporturile, dar chiar la rugby mai ales și am zis din... Când eu termină la școală, chiar dorești să joacă rugby profesional și am ajuns. Care au fost alte sporturi pe care le-ai încercat? Atletism am fost bun, cricket, basketball și de toate. Adică erau multe sporturile care chiar pot să iau și o carieră din asta. Dar hai să vedem, Alice, dacă și antrenorul a plecat pe același drum. A început tot cu rugby sau a avut alte pasiuni la început? They were asking, is there other passions you had except rugby, or was rugby the only sport you did? No, unfortunately, my first sport was tennis. I didn't play rugby until I got to college, and because my whole family played tennis, so I think my tennis is better than rugby. In Samoa, it's not many opportunities for tennis, and rugby it was a big sport in Samoa, and opportunities to travel to New Zealand and to improve your rugby, and that's why I play rugby. Cum ai spus, Sosini, că primul sport al lui a fost tenis, dar în Samoa nu există foarte multe posibilități de sport decât rugby și el cred că a fost mai bun în tenis decât rugby, dar a ales rugby. Și de asemenea a menționat și faptul, nu-i așa, că e o oportunitate de a pleca către Noua Zeelandă de acolo și a avea de a face performanțe în adevărat sens al cuvântului, deși toată familia a făcut tenis. Your whole family play tennis. Yes, my whole family plays tennis. So every Saturday we go to the tennis sport complex and play a family sport. So it was very nice. But like I said before, you know, it's not a big sport in Samoa, and opportunity was to play rugby, and I was quick, and that's what made me play rugby. El chiar a avut viteză și de asta el a ales rugby decât tenis, și el a plecat de Samoa să aibă oportunitatea în New Zealand, că acolo e rugby și un sport foarte mare și cum e și în Africa de Sud, să ajung campion de rugby, asta dorește toată lumea. Dar iată, Petruș, dacă îmi dai voie că o să spun așa, pe toată durata acestei emisiuni, tu ai plecat din Africa de Sud, o țară unde rugby-ul se mănâncă pe pâine, a venit momentul să pleci de acasă de la tine. De ce ai făcut acest lucru?
Da, adevărat, Africa de Sud e campion mondial acum, în momentul ăsta. Dar am jucat profesional acolo, dar am dorit altceva un pic afară, că am văzut toată lumea pleacă și joacă în Europa. Și da, am ales România și nu am niciun regret că am făcut asta, că am reprezentat și țara la rugby și am jucat la Cupa Mondială și am ajuns la un nivel foarte mare și România mi-a dat tot șansele din asta. Acum câți ani ai venit în România, Iohan? Am venit în 2012. Deci au trecut 10 ani și 10 ani în care ai și învățat limba română foarte bine, aș putea spune. Mulțumesc frumos. Da, n-a fost ușor, că e total diferit, nu am nicio legătură cu latin, dar am fost în Baia Mare și acolo nu era foarte mult străin și oamenii practic, adică eu am trebuit să înveț limba, altfel nu să știu deloc, dar eu am vrut, că am zis că îmi place foarte mult România și eu doresc să rămân aici. Ok, o să vreau să-l întreb și pe domnul antrenor aici de față. Cum a venit momentul, sau nu, întâi cum a fost perioada din Noua Zeelandă pentru tine acolo? So they want to ask you how was New Zealand for you when you arrived there? It was very tough. You know, a young kid from the islands, didn't know much English, and moving to New Zealand, thought it was a great opportunity to improve, you know, my academic and also sports. And you know, I had the love for the game of rugby, and that was a great opportunity. But it was very hard to leave family behind, and I moved over to New Zealand by myself. But it was also nice because it was a great opportunity for me to improve my rugby and to go further in my career about rugby. So, cum a spus Seni de la insulă, oamenii sunt foarte familiști acolo. El e aproape de familie și el trebuie ca un băiatul mic să plec de la țară ca să aibă o oportunitate mai bună în New Zealandă, că New Zealandă a oferit foarte multe chestii și academică și de toate și de... Era greu pentru el, mai ales de insula, că e total diferit. Nu știam nici engleză, așa, ai spus că engleza nu era foarte bună. Nu, pentru că ei vorbește în Samoan, engleza nu e prima limba lor acolo și dacă ajung în New Zealand, trebuie să știe engleză, că asta e prima limba lor, dar e foarte greu și nu toată lumea poate să reușești să fac chestia asta. Samoa, Noua Zeelandă, România, rugby-ul este oarecum la fel? Sunt diferențe mari între aceste țări? How do you see Samoa, Romania and New Zealand in rugby? Is it similar or is there a lot of differences? With New Zealand, I mean, the level of rugby there is, it's a big sport for them. It's their main sport. Samoa is kind of similar to Romania. Big boys, physical. I think that's what we need to keep working on with rugby in Romania, but bringing the, you know, the New Zealand culture, the New Zealand skill level, so it'll probably help to improve the rugby in Romania. Cum a spus Sosini, că New Zealand e un țară foarte bună rugby. Toată lumea cred că cunoște chestia asta. Și el are alte skills-uri, oamenii acolo chiar e crescut altfel în rugby. Decât Samoa și România e aproape, că e băieți mare, fizic. Asta cred că și România, toată lumea cunoște, dacă intră în tren cu un român, simți. Cum e are forță. Are forță și Susene a zis că el încearcă să înveți băieții de la experiența lui și skills-urile din New Zealand, ce folosim, de ce oamenii sunt atât de buni de acolo, că el are mare experiență. Iohannes, forță avem, de lui tehnică. Exact. Asta lipsește, din păcate, în România, că oamenii nu înveți aceeași tehnic. Eu am văzut și la junior, acolo antrenorii încearcă, adică nici nu avem foarte mult timp să înveți pe copii și el încearcă să zică să intre drept, dar am văzut că acum în timp a schimbat toate chestia asta. Băieții chiar și uită la rugby la televizor și el încearcă să facă aceeași pas decât în New Zealandă. Sunt foarte multe diferențe, dar m-ar interesa dacă sunt și ceva diferențe în ceea ce înseamnă investițiile către sport, pentru că vorbim totuși de o țară despre care știm destul de multe lucruri. Și are the investments different in New Zealand in sport? Yes, there's a lot of sponsorship in rugby. Like I said, rugby is a main sport in New Zealand.
it's probably compared to football in Romania. So if we have that support and you know the sponsors that goes into you know to football to rugby as well, will probably help improve the rugby in Romania, and also help you know to get the kids and get more players to pursue rugby than having the balance with the rugby and the football. Da, Susene a zis corect că în New Zealanda e primul sport și oamenii investiți foarte mulți bani acolo. Și vede că nu toată lumea pleacă de New Zealanda. Mulți oameni rămân acolo, că reprezintă prima dată el îți place și pentru țara lui, are foarte mult pasiune. Și da, sunt plătite foarte bine decât în alte sporturile. În România, noi poți să înveți ceva din asta, să aduceți copii la rugby, că știu că toată lumea aduceți copii la fotbal, la handball, că știu că nu știu, părinții se gândește mai departe. Că nu poți. Dar sunt mai populare aceste sporturi. Da, da. Adică în România, în Europa e foarte popular fotbal și rugby nu e atât de popular, dar poți să ajungi acolo dacă investiți niște bani și în rugby, și timp în copii pot să crește, ca România, oricum avem o istorie foarte mare de rugby. Așa este. El e una din cele mai vechi echipe care există. Doar că, da, nu investit atât bani și timp în rugby. Iohannes, tu ca jucător îți faci treaba ta, vii la pregătire, te antrenezi și ai plecat acasă. Antrenorul are o misiune mult mai dificilă. Da, într-adevăr, antrenorii trebuie să rămân, cred că și pe noapte nu dorm prea bine, că el trebuie să gândește ce să faci următorul pas, cum să eu, dacă el vede ceva, el vede altceva, noi antrenează, noi face treaba, dar el trebuie să corectăm greșeli care facem noi. They were saying that rugby players, when they train, they just do their training there and then they go home and they relax, but coaches have it differently, they have to think of other stuff. Yes, we have to prepare for the whole season, we have to make sure we look at each individual, what they need to improve, all those things. Yes, it's a tough job to be a player, but it's even tougher to be a coach. You get a lot of pressure to make sure that the team wins, you get the results, the performance, but it's challenging, but at the same time exciting. Cum a zis și Ionel înainte, cum mișcă scaună, antrenor, jobul lui nu e în siguranță. Poți să mișcă și să zbori într-o secundă. Da, în România există o vorbă. Când echipa câștigă, și chiar dacă vorbim de rugby, jucătorii sunt cei mai buni. Când echipa pierde, antrenorul este de vină. Asta e adevărat. Eu am văzut asta cu prima experiență. Mai ales la națională a fost schimbat foarte mulți antrenori până acum. Că da, dacă nu e rezultate, prima care duce să iei antrenor. Ce e normal, Iohannes? Nu mi se pare tot timpul normal, pentru că antrenor nu pot să fac ceva ce se întâmplă în teren. Vine de jucător. Jucători. Antrenor pot să spun doar și el pot să înveți și pot să dea experiența lui, dar dacă jucător nu face treaba, antrenor nu are ce să schimbă din asta. Și ca să exact să facem o pasă corectă, o să-i spun lui domnului antrenor că exact ceea ce a spus Iohannes acum, că in Romania we have a saying that whenever the team is great, everyone is happy, but when the team fails, yes, it's coach's fault. Yes, it's normal. It's any other sport. I mean, it's your job to make sure that you get the performance, but most importantly, you get the results. So you have to prepare that that everyone is on the same page. Everyone's prepared well. So when it comes to pressure games or games that you expect to win, we gotta make sure we put in 100% effort. It's tough. That's reality. I mean, it's everywhere in the world with sports, especially with rugby. When things are really good, you look at the players. When things are not so good, it's somewhere else. Exactly that was the saying. Dar aș fi curioasă și cum arată o zi din viața antrenorului nostru aici în România. How does a full day, a full-time job as a coach in Romania does look like for you? Full-time, so for me, I go to bed really late. I have to prepare for the next day. I have to make sure that everything's okay for the whole week. There's a whole preparing for the season, all those things. You have to look at each individual. There's a lot of work, and also important that to make sure that you have some time for yourself too, some time for your family to make sure you look after the ones that that will support you when things don't go your way. But no, it's good fun. Like I said, it's
it's tough sometimes, but when you get what you want and you get the results, it's very exciting. Da, cum ne-a spus Soseni ca antrenor, chiar e un job foarte dificil. Nu e ușor ca ei trebuie să, după ce termină antrenament, trebuie să gândești ce a mers bine, ce nu a mers bine. După meci, de ce noi am pierdut. Jucător, duce-se acasă și dorm și destrezi și asta e, dar antrenor, rămâneți. Și important și pentru el că el avem familie și chiar pierde timp și cu familia. Soseni știe că el are un băiețel mic și când el e la naționale, el plecăm și nu e prea acasă. Și pot să pierde un pas cu, când copil începem să mergi cu pași și e foarte dificil, nu e ușor, că e multe presiune, dar în același timp și foarte excited, așa, e ca... Te bucură foarte tare rezultatele pe care le ai. Da, pentru că dacă câștigă echipa și câștigă un campionat, asta e o bucurie care nu pot să explică la nimeni. Dar mi-a plăcut faptul că a menționat că e foarte important să ai și ceva timp pentru tine, personal, ca să poți să fii cel mai bun în jobul tău, pentru că, bineînțeles, trebuie să ne mai și relaxăm, dragă, că nu putem să stăm așa serioși tot timpul, nu, Ionel? Așa este, dar să vedem cum se relaxează Iohannes. Ai fost la Baia Mare, ai fost și la Timișoara, dacă nu greșesc. Iată-te acum în București. Care sunt diferențele din punct de vedere sportiv, așa să spunem, la aceste cluburi, unde ai jucat destul de bine? Pentru că, iată, ai ajuns, Iohannes, și în echipa națională. Da, drumul meu a început la Baia Mare, care e un oraș foarte mic. Eu, fiind în Pretoria, care e oraș ca București, a fost un altceva pentru mine, dar în același timp, pentru că eu sunt sud-african, nu am avut multe oportunitate să zbor în Europa, că noi trebuie viza peste tot cu pașaportele noastre. Dar în chestia asta eu am învățat foarte mult în România, am făcut drumurile în România, am vizitat peste tot. Ce se pare? E un țară foarte frumos, foarte, foarte frumos și oameni cald, oameni drăguți care te ajută cu orice problemă ai tu. Eu am avut experiența asta că oamenii chiar m-au ajutat. Poți să ne spui o experiență de genul acesta în care poate n-ai știut să te descurci într-un moment, într-o situație și ai avut ajutorul unor străini? Da, în 2015 a murit mama mea, din păcat, și nu am știut atunci ce să faci, nici nu am câștigat foarte bine, era doar drumul meu început în România. Și antrenor de la Baia Mare, Eugene Apioc, așa numesc, m-a ajutat foarte mult. Omul m-a ajutat să iau biletul, că era 2000 de euro pentru un bilet, să duce acasă. Foarte scump. Dar omul mi-a zis că nu stresează de nimic, doar tu gândești la mama și să ajung acolo, noi să rezolvăm cum să ajung. Și am foarte mult, eu sunt mândru de chestia asta și... E chiar ce a făcut antrenor pentru mine nu o să uită niciodată. Dar apropo de asta, spunea de locurile astea frumoase, o să revenim puțin, cred că o să arăt și lui acum câte ceva în timpul liber, nu? Câteva dintre locurile frumoase și de pe aici și de prin țară, nu? They were asking what do you do in your free time? Have you seen Romania? Is there some places you visited? What do you feel about it? There's no free time for coaches. No, you know, I'm the sort of person who likes to stay home and you know, work on the laptop even if I have free time. I don't like to explore too much, but I think that was the other part, important part for me to come to Romania was just that I so that I can have the balance of enjoying, you know, the rugby outside and also being able to play some rugby as well. So now being a coach, you know, for Dinamo and also for the national team, there's not much really free time. And then with the qualifications coming up, it's not going to be a lot of free time. So I hope that I will make sure that I, you know, put the... you know, the rugby aside sometimes when it's not needed and focus on the family and the support that I have. Cum ne-a spus și Soseni că ei, practic, antrenor, nu prea avem timp liber. E greu că el, fiindcă și la Dinamo și la echipa națională, nu e un job foarte ușor și mai ales România acum încearcă să calificăm pentru Cupa Mondială. Până acum noi nu am făcut asta și avem încă o șansă în noiembrie ca să calificăm și el trebuie să gândești și la chestia asta, ca să avem niște jucători la Dinamo și să crește și pe ei, să poți să te ajute în noiembrie. Dar el a spus că el să iau niște timp pentru familie, ca să stăm și cu ei.
Sunt curioasă dacă lucrurile erau mai light, să spun așa, mai ușoare în perioada în care era jucător. Were things better when you were a player? You had more free time? Yes, we were a player. You just, you know, come in, do your job, and then get out. Now, being a coach, you come in, do the job, you go home and do the job. So, it's a full-time job. It is a full-time job. Este un job pe tot parcursul zilei. N-avem timp să ne odihnim și nu avem timp să facem alte lucruri, dar trebuie totuși. Da, Iohannes, ca antrenor și la echipa de club și la echipa națională, este un mare avantaj pentru că dumnealui poate vedea toți jucătorii, nu? Pe care i-are în vedere, nu? Iată că devine oarecum o modă, antrenor de club, antrenor de echipa națională. Așa se întâmplă și cu dumnealui. Chiar, da, e adevărat că e foarte mult tânăr în echipa noastră, care vin și de la junior, care chiar susenii pot să vezi în alt ochi. Ca el are experiență de afară, el vede chestii altfel, el poate să vede ca copil ăsta chiar avem șansa să ajungă un jucător foarte mare și el poate să dezvoltăm echipa așa. Da, e un avantaj foarte mare și pentru noi de la Dinamo, cu experiența lui, ca să ajute și pe noi să... Dar cum vede el această activitate? Echipa de club, echipa națională? How do you see things that in the national team and Dinamo, the players? How do you see things? Do you see that there's players that you can maybe look at differently and help them to arrive at the national team? Whenever I do my job professionally so that everyone improves and I do what's best for the player. I'm lucky enough to get the learning because for me as a coach, a new coach, I'm still learning the game. So being able to work with, you know, high profile coaches at the national team, you know, the knowledge that I get from there, I can then transfer or, you know, give it to the young players or Dinamo. I think the difference is, with the national players, they come in ready. Physically, you know, the skills are just there to perform. At the club, you have to make sure you get them ready to play those big games. So probably that's the challenge. So maybe if you look at this way, the players that come in is already, done the skills, already done the fitness. So you just need to make sure they have the discipline to execute the plan. Club level, so you got to make sure that, you got to work on everyone, from step one to make sure that everything works out for the whole season. Foarte dificil, mi se pare, ne spunea Susan că este vorba despre două joburi complet diferite, nu-i așa? Dacă la Dinamo trebuie să îi pregătești de la zero pe jucătorii care vin și mai ales cei foarte tineri și trebuie să ai grijă de toată condiția lor fizică, de tot parcursul, la echipa națională, în schimb, trebuie să ai grijă ca ei doar să înțeleagă foarte bine ce ai tu, ce vrei tu să faci și să pună în practică așa cum îți dorești. Deja pregătirea au făcut-o de dinainte și e un pic mai simplu, dar ambele joburi sunt la fel de grele și este o provocare. Da, Iohannes, legat de campionatul românesc, nu, uite, Dinamo ne spune că se pregătește cu voi doi acolo să facă o figură frumoasă. Foarte puține echipe, nu este un mare neajuns în Liga Națională, erau foarte puține echipe. Acum, dacă nu greșesc, s-au unit primele două divizii, tocmai pentru ca voi jucătorii, ca și antrenorul, să vadă mult mai multe meciuri. Nu este un lucru notabil din punctul ăsta de vedere. Asta ajută foarte mult chestia asta, că era echipa din DNS, al doilea divizie, da, care și ei avem o șansă să arată. Cred că poți să vezi jucători de acolo cu talent, care înainte cred că nu te-a văzut așa. Dar și ajută și cu multimeciurile, pentru că practic fără ei noi să rămânem patru echipe în campionat și asta e un tragedie, ca să spun așa. Dar bine că federația a luat inițiativa asta ca să aduce, adică 15 echipă care, de timp care eu sunt aici în România, nu a fost înainte chiar așa. Și asta se ajută și pe noi ca să se mai îmbinuiți și să aibă multe meciurile. Exact. Și sper că, da, asta te ajută să câștigă campionatul anul ăsta. Obiectivele sunt mărețe, dar până să ajungem să discutăm despre obiective și despre ceea ce vrem să facem pe mai departe, aș vrea să revenim un pic la poveștile invitaților noștri, pentru că sunt convinsă că avem foarte multe lucruri de aflat și am o curiozitate proprie și personală aici, persoană fizică. Pentru că, na, acum să mă certe toată lumea, dar mă iertați. Mâncarea. Eu cu mâncarea. I'm the girl with the food. Okay. Everything is about the food. Totul este despre mâncare, așa, dar sunt curioasă dacă
Ai încercat mâncarea de la noi din România și dacă ți s-a părut ceva deosebit? I'm curious if you tried our food and if you find everything like being, let's say, good, because I was going to say fantastic, but no. Yes, I like fasole. Fasole. A first word in Romanian, fasole. Un cuvânt de limba română. No, I mean, I like the food here. You know, where I'm from in Samoa, it's a kind of similar sort of food. So I eat everything. I like eating. I try to make sure that I keep fit, but I love the food. I love the samare, I love the fasole, I love joba, I love everything. So for me, I'm not complaining about the food in Romania. Deci nu avem plângeri despre mâncare, pentru că spunea că mâncarea este oarecum similară și în Samoa și îi place foarte tare, îi plac gusturile românești. Johan, tu cum te-ai adaptat? Asta e întrebare care eu spun din 2012 până acum și cred că se mai spun și de încolo. Păi poate e ceva nou între timp, poate s-a schimbat ceva. Poate acum ai trecut către bucătăria japoneză. Știi ce vrei să ne zici? Da, într-adevăr, mâncarea în România e foarte bună. Oamenii fac mâncare naturală care în alte țări oamenii nu prea... Adică, uite cum e în America, cum e așa. Oamenii mănâncă foarte mult takeaways, dar român mi se pare că sunt mult mai sănătos. Oamenii plimbăm foarte mult pe stradă, care în alte țări oamenii merg cu mașina mai mult. În Africa noi nu prea plimbăm și oamenii nu sunt atât de sănătoși și cred că mâncare, alimentație contează foarte mult. Dar da, pentru mine sarmale, ciorba, eu nu mai pot să merg la un restaurant fără să mănâncăm ciorba. Chiar ciorba de burtă e una din preferatele meu. Știu că e foarte dificil pentru oameni de afară ca să mănânci ciorba de burtă, că dacă gândește de ce e acolo înăuntru, cred că e silă, dar pentru mine... Da, unii nu înțeleg exact ce sunt... Gătiți ce? Da. They were talking about the belly pork soup and, okay. And everyone... like, you're cooking what? What part of the cow you're cooking? The stomach... Dar stai, zic că vin eu acum cu o lovitură de picior căzută, Iohannes. Vezi că știu regulamentul așa, dar se poate și cât un pahar? Oare? Have you had some of the Romanian alcohol? Yes, palinga? Is that the one? Palinga. Yes. A adus-o Iohannes de la Baia Mare, a adus-o de acolo. Palinga de la Baia Mare, într-adevăr, fi cel mai bun decât am gustat până acum. Noi am avut o chestie la echipa, că acolo e ca o familie la Baia Mare. De asta mi se pare că ei sunt campioni. Că toată lumea cunoște unul pe altul, ei sunt foarte strânsă. Să ajută prietenoși. Ajută foarte mult unul pe altul și mai ales noi bem foarte mult palinca acolo împreună. Înainte de meci, Iohannes. Nu se poate. A s-a întâmplat odată ceva cu mine. S-a întâmplat? Da. Eu era foarte sete. Foarte sete și nu am avut apă și a venit un coleg la mine și mi-a spus că eu vede că ești sete, dorești ceva apă? Zic că da, te rog frumos. Eu nu am știut ce se întâmplă și ne-am dus la el la portbagaj și a deschis și era o sticlă de dornă și m-am luat o gură așa mare și direct m-a dat seama că e palinca, dar era prea târziu. Și da, era înainte de antrenament, bine că antrenor a râs și cu mine cum ce greșeală am făcut, dar da, era bun. Asta cred că este gluma clasică și în absolut orice casă din România s-a întâmplat asta minim o dată. We were talking about how Romanians used to put palinca in water bottles. Ah, okay, yeah, yeah. Water bottle, and everybody's like, okay, so I'm thirsty, I'm going to drink the water, and surprise, it's alcohol. Yes, I made a mistake once with Andrei Radoi, you know him. I was very thirsty before the training, and he said, oh, you look thirsty, and he offered me some water, and yeah, it was palinca, and I didn't know, I took a big mouthful. Se întâmplă tuturor, am pățit-o și eu și eram copil. It happened to me, I was like 5. Okay. Nu. Fun time on the playground. Nu, să rămân aici, Alice, îmi desplace și ție la mâncare, să-i întrebăm pe amândoi dacă au și încercat vreo rețetă românească. Așa de mâncat, s-o gătesc, așa doar de mâncat. E simplu. Have you tried cooking something? No. Cooking is for my better half, so. Deci she's Romanian, rămânem doar la mâncare pentru că partenera lui iubita. She's Romanian, so she cooks better Romanian food than me, but I try sometimes to cook some Samoan food, so it's, yeah.
Deci Iohannes, ca și Dinamo să ia titlul, este important să facă ceea ce face asta Baia Mare. O adevărată familie. Lucru deloc ușor, nu? Antrenorul este evident alături de voi, dar nu este ușor să reunești atât de mulți jucători, unii dintre ei de naționalități diferite, nu? Chiar asta e o chestie foarte bun spus, că noi avem mulți sud-africani în echipă și români și se reunește, nu e ușor, nu e atât de ușor. Fiecare are chestia lui, are orgole, are toate chestia asta și noi bătăm pentru poziția, într-adevăr. Și dacă ai unul în poziția ta, în mod normal, tu vrei să joacă. Asta e, la sport, asta e, contează foarte mult. Dar noi am început anul ăsta să se reunește mai mult decât eu am văzut până acum. Băieții chiar sunt mai aproape, sunt mai strânsă. Și, este legat și devenirea antrenorului? Da, și antrenorul a ajutat cu chestia asta foarte mult. El chiar, jobul lui a zis că el vrea să reunește pe el. Știu că de la experiență, că trebuie să fie ca o familie, că altfel... El a fost la Timișoara înainte, care era o echipă și campion. Puternică. Foarte puternică. Ca și jucător. Și ca jucător. Și el a fost, da, el în 2012, în 2013 a fost la Timișoara și el a luat campion de la mine, de la Baia Mare, adică eu am jucat contra SOS. Și da, el chiar știe ce contează să fie un campion. Nu, dar uite ce simplu este, Alice. Au fost acolo, au predat titlul de la Baia Mare la Timișoara și au venit la București să-l ia la Dinamo amândoi. Și așa cum am primit, mi s-a suflat în cască, dar direct de aici, din platou, pentru că avem susținători chiar și în spatele camerelor, faptul că s-au făcut foarte multe schimbări și, și a fost investit foarte mult suflet și a spus foarte multă muncă în ceea ce vreți să faceți pentru Dinamo. Da, susținerea chiar contează foarte mult. Noi doi avem iubit român și asta contează foarte mult să aibă susținere și de la partener, că fără ei, noi practic când aduceți acasă și e problemă, trebuie cineva să asculte dacă plânge sau dacă ai ceva de spus. Și cineva care să zică hai, că... mai poți și mâine și cu siguranță și mai bun. Lucru care e foarte important și avem cu toții nevoie. Dacă ai pierdut Alice, e nevoie și dacă ai câștigat, e nevoie să fii temperat puțin, adică stai puțin, că n-am câștigat titlul. O singură partidă. We were talking about support, about family support and how you get it. And some of us here, I don't call the names, him, has a support right over there. But it is important to have a quiet place to come back at home. Yes, it's important. You know, if this was the rugby back home in New Zealand, you know, the family or the wives and the girlfriends, they understand how it is to be rugby players and to be coaches. When you have a Romanian girlfriend that needs to understand this, it's quite tough for them. So it is important that we do come home to, you know, to a loving family and support. We also got to make sure that we have the right priorities and make time to look after the loved ones, because at the end of the day, if you lose your job, if you go somewhere else, they are the ones who are going to be there for you. So it's important that you look after the people that support you. Cred că este o lecție foarte importantă faptul că Susana spunea despre felul în care Noua Zeelandă femeile sunt ceva mai obișnuite cu ritmul sportivilor și al antrenorilor. Aici în România, fiind destul de variabile joburile, bineînțeles trebuie să înțeleagă ceea ce se întâmplă, dar la finalul zilei este foarte bine să vii acasă într-un cămin primitor și bineînțeles să ai suportul necesar, pentru că dacă Doamne ferește, așa cum îi place colegului meu Ionel să spună, scaunul de antrenor se mișcă și poate să plece oricând în altă parte, cei dragi rămân alături de noi și cred că asta este o lecție foarte importantă pe care trebuie să o îmbrățișăm. Da, deja nu mai cuvintele în cap engleză, română, așa, dacă mai scoatem o limbă, putem să facem aici... Da, spuneam așa că această stare de bine pe care o transmite antrenorul arată deja că ești câștigător. Dacă pleci atât de împlinit acasă, că ai făcut tot ce depinde de tine la partida respectivă și chiar dacă, din păcate, Iohannes, ai pierdut, tu ești mulțumit că ai dat totul, nu? Și atunci nu ai ce să-ți reproșezi. Da, asta e adevărat. Nimeni intră în teren ca să pierdem, dar din păcate că în sport există chestia asta. Trebuie să fie cineva pierde și trebuie să fie cineva care câștigă. Ar bine să fie egal. Da, să fie egal. Asta, da, asta e ideea, da. Și, într-adevăr, ca sportiv nu e ușor, că e cum e cineva care merge la servici, e jobul tău. Și cariera de sport e foarte scurt, din păcate.
Dar, da, într-adevăr, trebuie să rămân cineva care se susțin după aia și nu-i ușor pentru prietenii, că și ei, noi vin nervos acasă și trebuie să spun la cineva chestia asta, dar bine ca să avem o înțelegere și așa se susțin ca să facem performanță. Știi că eu sunt foarte curioasă și legat de superstiții, pentru că vorbim despre fiecare sport în parte. Dacă cred că am strâns un catalog de superstiții, dacă le punem pe toate, sigur ajungem campion mondial. Am zis că o să scriem o carte, Alice, așa am zis. Nu, dar dacă le punem pe toate și alea, toate superstițiile sunt cheia succesului, ajungem campion mondial la toate sporturile, la toate disciplinele, suntem le predăm, dar la o disciplină, la alta. Exact, și vreau să întreb și pe invitații mei dacă au ceva superstiții. Do you have any superstitions before a game? When I was a player, yes, I'm not allowed to shave, cut my hair or shave before the game. Now, it doesn't really matter. Deci, înainte de când era jucător, înainte avea o superstiție că nu-și rădea barba, nu-și rădea părul și nici nu-și tundea părul din cap, ca să nu cumva să întâmple ceva. Dacă e ceva, aia e. Maybe that's why you see this. Since you were a player. Johannes? Johan, tu ceva, o superstiție? Da. Eu am o chestie înainte de fiecare match. Eu scrii ceva pe mână. Noi avem strap-urile ăla și eu scrii pe mână. Fiind numele mama mea, sunt și eu credincios așa și cu religie și fac și un cruce și scrii și un vers din biblică și fără asta mi se pare că eu nu pot să fac performanțe. Pe teren. Și am văzut la Cupa Mondială în 2015, noi nu am avut voie să scrii pe noi, că era regulă de mondială și a fost dificil pentru mine să treci peste chestia asta, dar am învățat și m-am trecut peste. Dar da, într-adevăr, multe oameni în sport avem superstiție. Johannes, tu ai o carieră foarte... Iar o secundă, voiam să-i dau o sugestie și să-i spun data viitoare când mai e o regulă de genul ăsta, poți să scrii în talpă, că sigur nu vede nimeni. Da. Deci, și confortul psihologic există și nici nu vede nimeni. Da, Johannes, tu ai o carieră foarte, foarte importantă și longevivă, lungă, într-un sport care este destul de dur, să spunem așa. Care ar fi secretul care te ajută ca tu să reziști în continuare și spuneai că vin din spate jucători tineri dornici să ia locul tău. Dar tu reziști și la echipa de club și la națională. Da, într-adevăr am avut noroc până acum că nu am avut accidentări sau nu am făcut niciună operație până acum. Între un sport care chiar într-adevăr e foarte dur, am luat niște comoții care pot să oprește un cariera. E foarte dificil rugby, e foarte dur ca sportul. Dar nu știu, cred că pentru că sunt sud-african, că sunt tare, nu știu ce să zic, dar nu, o glumă pe o parte, am pregătit foarte bine, mereu fac pregătire la sală, ascultă ce spune antrenorii, ca într-adevăr ei face pregătire pentru noi să nu lovește, să nu face accidentări în teren. Ce pot să spun eu la asta mici în spate, că doar că trebuie să pregătim, să nu lasă nimic, să ascultă la antrenor, că asta e oameni cu experiență care nu vrei să te ajută pe noi. Dar și cum ai zis că asta mici vrei să luăm locul, da, eu am o poveste că în Africa de Sud lei, cel mai în vârstă lei și asta mici vrei să iau pe el să luăm locul ca să fii lider de Pride. Și da, eu bate așa în fiecare zi și să fii cel mai fit și să fii cel mai chestia asta, să nu pierde locul. Dar să vorbim un pic și despre obiectivele care sunt la CS Dinamo București pentru secția rugby și am de gând să-l întreb pe antrenor felul în care vede el obiectivele pentru sezonul acesta. Coach, how do you see your goals for this season and what are them? Our goal of the season is to win the competition. We're in a good spot at the moment. The club has put in a lot of support to make sure that the team is preparing well. You know, we've prepared well physically in the last eight weeks. Our first game will be on this Sunday against Yash. It will be a good opportunity to see where we're at as a group. And then from there, then we move forward to prepare for Steaua. But, you know, first game is first. Put in a good performance against Yash, and then we'll look to make sure that we put in a good effort so that we get a good chance to win the competition. Într-adevăr, cum a spus Sosenii, noi am pregătit, am avut o presezon
foarte lungă. Cred că e una din cele mai lungă pre-sezon care am avut eu până acum. Să fii pregătit pentru campionat ca noi durești să câștigă campionatul. Asta e obiectivul de la Dinamo. Noi nu avem niciun locul 2, niciun locul 3. Asta era anul trecut. Acum e să câștigă. Doar locul 1 contează. Da, chiar. Cred că nu contează, dar pentru asta care susține de la club, pentru el contează foarte mult. Și noi avem susținere de la club foarte mare. Oamenii chiar au investit foarte mulți bani și timp ca să pregătește pe noi. Și primul meci e duminică cu Iași și noi chiar dorești să vedem pe unde suntem noi, să pregătim și pentru Steaua, care toată lumea știe, Steaua Dinamo. E derbiul, e cel mai mare și în fotbal și la rugby. Dar da, Iași e primul meci și acolo să vedem ce pregătire am avut. Și Petruș, dacă îmi dai voie să revin la acest nume, meciul este pe Arcul de Triumf, un stadion nou, superb. Cred că abia așteptați partida cu Iași, nu? Da, noi nu pot să zic nimic despre condițiile, că noi avem toate condițiile acum să jucăm la Arc de Triumf, care cred că și pentru băieții tineri dorește să jucăm la un stadion foarte mare și cu sporturile și cu istorie care e în spate și chiar și pentru Iași, că nici ei nu prea avem șansă să jucăm la un stadion atât de mare și cred că condițiile pentru rugby sunt suficient de bune. Cum ai văzut spectatorii din România? How did you see the public here in Romania? The people that are coming to see the rugby, how are they? Very passionate people. Supporters. Yeah, supporters are very passionate about their clubs, especially you know, Dinamo. So it's good to see the fans, to support, to be there, you know, watching the boys. But we're going to need the support throughout the season. If we want to have a good chance to win this competition, we're going to need everyone's support. So, you know, we're going to prepare well to make sure that we're here to win the competition. You know, the second place is not a place that we want. So, yeah, looking forward to it. Fix cum a zis Suseni, locul 2 nici nu există pentru noi. Noi vrei locul 1. Asta contează și cu susținere de la public, suport asta care noi trebuie. Nu e frumos să jocă într-un stadion goală, ca nu e nimeni care poate să se încurajează, mai ales dacă chestia e greu. Și Suseni a văzut că în România chiar oamenii e foarte pasionat de sport și de susținerile și da, sper că să primește și mai mult susținerile și oameni să înveți mai mult despre rugby, ca să vin mai mult la Arc, ca e un stadion foarte frumos făcut și locurile mult, ca să aibă și noi un stadion plin. Da, să spunem lui Iozene că o victorie cu Steaua este egală cu titlul. How Ionel was saying that a victory with Steaua is the same as winning the championship. Look, it's a big game. It's an important game, but you know, there's always another chance. But yes, you know, our goal is to perform well and to get the results. Da, asta e într-adevăr. Nu mai știu când era ultima dată când Dinamo a câștigat cu Steaua. E de mult timp, dar anul ăsta mi se pare că noi avem o șansă mare, dar trebuie să fac pași de pași și primul meci cu Iași, să fac o performanță foarte bună și să câștigă meciul și să mergem mai departe. Deci avem foarte multe lucruri pe care trebuie să le punem la punct, dar bineînțeles, cred că e o perspectivă nouă și au fost investite, nu-i așa, și multe resurse la Dinamo în ultima perioadă. Spuneați de club că se apleacă către toate disciplinele, ei vin în egală măsură la noi la emisiune cam o dată pe săptămână, din toate ariile și investițiile sunt din ce în ce mai bune, astfel încât să fie performanță și voi să aveți toate condițiile. Da, toate sporturile din Dinamo acum fac performanță. Am auzit că și la fotbal, și la fotbal urmează. Frumos! Mai așteptăm. Mă așteptăm la fotbal, dar la handbal, la volley, la basket, polo. La polo, într-adevăr, acolo oamenii avem rezultate și club are multe așteptări de la noi ca rugby să facă aceeași performanță. Și e presiune foarte mare pe noi, nu e ceva ușor. Noi nu avem cum să ratez chestia asta, că, cum a zis Ionel, poți să zbor și scauna mea după. Dar uite, să-l întrebăm totuși, că în alte discipline sportive, Petruș, să-l întrebăm pe antrenor, tehnicianul nu este mereu mulțumit de lot. El spune că ar mai fi vrut jucători. Întotdeauna antrenorul mai vrea ceva. La Dinamo are acum tot ce îi trebuie pentru a lua titlul? The question was, you know, as a coach, you maybe want a different team or you sometimes you want better players or...
to perform. Do you think you have what it takes now, players at Dinamo, to win the championship? Yes, you know, my goal was after the season last year was to keep the same players, and at the moment we do have the same players, so it's good that we get some continuity. But I have trust and confidence that the players we have now can win us the championship. So it's all, I mean, physically we are there, we are on the right path. Mentally, there's something that we have to make sure that we execute on the day when comes the big games. But I think the team that we have, yes, you know, the support that we have from the club, yes, so there's no excuses that. Da, noi practic nu avem nicio scuze, că avem susținere, noi am păstrat mare majoritate de lot de anul trecut, ca Suseni a zis că el a văzut ceva în noi, că noi am luat locul 3 și el chiar, noi a făcut pregătire cu aceeași lot, adică nu are nicio scuze să zic că nu, jucător nu cunoște unul pe altul, nu avem susținere de la club, nu avem un antrenor bun, toate condițiile e bun și asta e... Am spus, e presiune mare pe noi că să fac performanță. Și cu siguranță, așa cum ni s-a spus din ambele părți, locul 2 nu este o posibilitate, nu este o variantă, nu o luăm în calcul, deci ne pregătim intens. Când este următorul meci? Da, primul meci e cu Iași duminică, la ora 11, pe Arc, și următorul meci e după Paște, după două săptămâni, cu Steaua, la 30 aprilie. Nu, și evident, Alice, că cel mai bun jucător de la Dinamo este Petruș. No. So we are talking now about the best player of your team here right beside me, right? Yes. Să încheiem așa, optimist. N-ar fi putut să spună nu, n-avea cum. You could have said no. That it's was pressure, impossible. Now it's pressure on him to make sure he performs. Da, cum ai zis, Sosteni, acum e presiune pe mine să faci performanță, fiind că eu sunt cel mai experimentează jucător la Dinamo cu mare experiență. Eu trebuie să fii ca un lider ca să ajute pe băieții să faci un meci bun, dar eu trebuie să trage primul, ca să urmează și ei. Bun, deci să le urăm succes băieților. Ne bucurăm tare mult că ați venit pe la noi. Vă urăm succes și să vă atingeți scopurile pe care vi le-ați spus. Dar așa cum am zis de la bun început, cu timpul stăm nu foarte bine și astăzi și a trecut foarte repede, dar ne revedem și mâine. Tot de la ora 17, rămâneți cu Metropola TV.